Bă, viața e dură, bă. Se duce ca țigara asta, să arde. Trebuie să o trăiești din plin, să fii bazat pe tine, bă. Să fii șmecher, bă, să vii, să te servească lumea, să stai aici în capul mesei. Te simți mare, mă, bă, plin. Te uiți, mă, la mine, uite, așa trebuie să stai. Relaxa, mă, fii relaxat, mă, în viața asta. Ce dracu, mă? Bă, dacă nu ești tu ăla bun, vin alții și îți iau locul. Rechini, sunt mulți rechini în lumea asta. Rechini mari, mă. Da-ți dracu. Dar mai al dracu să fii tu că ei. Bazi, mă, să dai cu pumnul în piept, mă. Șmecher, mă, să. Ai bani, să ai muncă, mă. A, femei, când ai bani, știi cum vin femeile? Așa faci cu femeile. Uite așa, le pui pe mese, pe scaune, uite așa. Treci cu femeile. Stai aia, te duci la muncă de aia de 8 milioane pe lună, caseri, dă-i dracu pe aia. Combină tu, fă combinații, fă șmecherii în viață. Bagă-te, fii băițaș, mă, să fii șmecher, mă. O dracu de viață. O faci tu pe aia sau te faci ea pe tine? Ha? Bă, eu nu mai stau. Plec, mă. Ce face, fetele? Seara, seara. Da? Care mă lucrează și pe mine? Foarte. Ce faci? Față, spate? Ce faci tu? Verso. Da? Hârtii, hârtii avem, domnul. Hârtii? Frumos ești, arăți bine. De-aia colorate, da? Da. Hai să vedem. Ia uite. Uite hârtia. Hârtia. Ia banul. Una, două. Una, două. Nu merge. Va merge? Cum să nu meargă? Uite, de-aia bună. Ia du-mi mie pasă. Să vede firul. Na. Asta? Mai mulți ai? N-am mai mulți, că nu cred că meriți tu mai mulți. E pentru ăștia te dau un șut în fund și te trimit acasă. Hai, nu fii obraznic, cred că nu meriți mai mult. Băi, tu nu mă împingi pe mine. Are mă bani? Hai, fă cu mine da, acasă. Ia mă mâna după mine. Hai, mă zice ție, mă. Ce are cu asta? Nu să zică, fă mie. Grigorescu? Haide-te, dracu, faci mișto de mine! Ce problemă? Haide, dracu, vă dau bani! Avem bani! Bă, bă, dracu, de Panarama! Bă, vă dau bani! Ce morții te-ai făcut așa? Ce-ați făcut? Ce v-a făcut asta? V-a făcut asta! Deci eu ieri am luat ajutor de șomaj. Și astăzi eu am o nuntă aici în oraș și am venit la magazin, la Titanium, la ăsta care este. Și cu ajutor de șomaj, eu am venit aici și când să intru a venit țiganul, că era țigan, și s-a îndreptat spre mine. Domnule, dar s-a îndreptat, adică a îndreptat și niște bani a îndreptat. Eu n-am vrut să iau. Și atunci eu am strigat, că eu am strigat că eu la mine acolo de unde că eu am luat ajutor de șomajeri. Și am nunta aici, ca lui să căsătorește verișoara mea cu Viorel. Și când am vrut să plec, el atunci a dat. El atunci a dat și a sărit puhoi de lume, că a văzut lumea toată. A văzut mașinile, a văzut motoarele și... Eu am venit doar cu ajutor de șomaj, că e nunta lui Varmea cu Viorel. Și eu n-am făcut nimic. Dar chiar n-am făcut nimic. Adică nici nu părea că făcusem ceva. Am venit să iau niște de-astea de la Titanium și atâta. Eu atât am făcut. Bună seara, eu nu știu ce s-a întâmplat. Eu am venit aici, o așteptam pe sormea.
stăteam aici în față, am văzut eu niște fete, dar am zis că-s prietenă, n-aveam eu treabă. Am zis că e una care se cunoaște cu alta și acum eu stăteam, vă așteptam. Mă tot uitam în sus și în jos, că am zis că trebuie să coboare. I-am mai dat un telefon, stăteam aici, deodată auzeam, ăla, nu știu, m-am dus și eu acolo să văd ce e. Ca tot românul, m-am dus așa puțin, se auzea, ei, strigă-l pe nu știu cine, m-am uitat și eu, m-am dat mai la o parte așa, când colo m-am ghiontit una așa, cine-i mă? M-am uitat așa, nu, tot unul, altul se împingeau, bă, ce, oprise o mașină, m-am dus la mașină, am zis că nu știu, și am stat așa, nu s-a întâmplat nimic până la urmă, s-au bătut ăștia, am văzut niște bani, banii am văzut, am stat să văd care-i treaba cu banii, că nu m-a interesat cine se bătea sau cine s-a omorat pe acolo, eu am stat după bani. Până la urmă nu mă cunoșteam cu nimeni, asta să văd care-i treaba cu banii, poate-i cădea banii lui ăla pe jos, dar n-a fost. Atâta, nu, în rest n-am văzut nimic, banii. Deci nu s-a întâmplat nimic, am scos-o pe varmea din casă, e să făcu rău, am ieșit la plimbare. Am ieșit să luăm o gură de aer, că și sora mea vrea să se plimbe și am ieșit. S-a luat unul de asta. Ce să fac cu milă? Noi n-am făcut nimic și eu... Vărmiu e de treabă și a venit și a ajutat-o. Norică! Nu, n-am făcut, deci noi nu știm ce s-a întâmplat. S-a luat de el după noi am plecat acasă. Adică ce? Nu, așa e. Ce să fac? Am sărit în ajutorul fetei. Mi-era milă și mie, dar noi n-am făcut nimic. Deci, cum să vă explic? Eu mergeam acolo, eram acolo și a putut să filmați. Uitați, sunt acei doi copaci și cu stâlpul ăla. Și eu mergeam, eu nu făceam nimic, pur și simplu mă plimbam, știți? Și deodată aud pe celălalt trotuar unde ne aflăm acum, aud o ceartă. Știți, și eu curios să văd ce se întâmplă acolo, m-am îndreptat către acest mic incident, ca să-l numim așa, știți? Și atunci am văzut un tânăr, deci credeți-mă, vorbea cu niște tinere domnișoare care nu le văzusem în viața mea, nu le cunosc, deci credeți-mă că nu le cunosc. Deci vorbea și îi se adresa cu niște cuvinte pe care mie unul îmi este efectiv rușine să pronunț aceste cuvinte pe care acel domn vorbea cu fetele acelea. Și m-am dus și am spus, măi, om bun, dar de ce vorbești așa ușor? Măi, om bun, de ce vorbești atât de urât cu aceste tinere domnișoare, ele nu ți-au greșit cu nimic. Și el de acolo a început să mă amenințe. A scos cuțitul, domnule, pe onoarea mea de n-a scos cuțitul să mă bată. A mai venit cu vreo 2-3 indieni. Pe cuvântul meu, a sărit după mașina de acolo, puteți să o filmați sau să luați amprente, să vedeți. A venit să mă calce în picioare. Pe cuvântul meu, domnule, deci sunt victimă. Eu n-am făcut nimic. Deci am vrut practic să iau apărarea acestor domnișoare care într-o Românie civilizată, cum să vă explic, mi s-a părut incredibil să te porți așa cu ele. Merge, frate, pot zic? Băi, nu știu, am văzut și eu niște fete aici. Eram cu scooter, nu, treceam pe stradă, liniștit, mă ceam la întăvară, știi? Nu, liniștit, na, vineri seara, știi cum e? Am mers, am oprit scooter, am văzut fetele frumoase. Am oprit și eu să le văd, na, ca orice băi, n-am vrut nimic, na, să mă uit și eu la fete. Sunt frumoase, nu sunt frumoase, na, să mă uit și eu, nu altceva. Dom'le, și a venit unul din terasă de aici. Și nu știu ce le s-a luat de ele, nu știu ce, că domne, că nu știu cum. Și la un moment dat le-a scos, nu știu, niște bani, nu știu exact. Eu cred că le-a jignit, le-a jurat, le-a nu le-a jignit, eu așa cred, eu așa am văzut. Deci, domne, eu sunt victimă, vedeți? Și eu m-am zis, eu sunt victimă, eu n-am făcut nimic. Haideți, fă să mergem. Domne, el e... Eu sunt victimă, eu n-am făcut nimic, ascultați-l că el e om cinstit. Adevărat, domne, adevărat. Omul băiat, omul le-a ajutat, mă înțelegi, s-a luat de ele. Le-a ajutat, s-a luat de ăla, n-a făcut... Nu știu, mai pot să vorbesc sau nu mai știu, că na. Vă mai zic, nu, părerea mea e că omul le-a ajutat. Fete cu minți, le ajută omul, nu-i nicio problemă. Mie așa mie, eu l-aș fi ajutat. Zgâtul nu mai te să-ți fut.
Da, mă. Da, mă, știu, vin la muncă acum, da, ajung în 20 de minute, zici și tu ăla să calmezi. Lasă-l, mă, pe urmă de afară. Da, mă, da, 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 am fost cu alea seară, ți-am zis. E, păi, ce să fie, a fost mișto, ți-a zis, fratele tău a ajuns. A, și încă ceva, l-am trăznit și pe un fraier. Și că era pește, nu știu, mare șmecher acolo. Cu niște femei, cu alea, i-am tras una, frate, da, da, hai că... Ce-ai făcut, mă? M-ai spart tu pe mine în gâtul, mă? Bitch, you did it again, my nigga. For shizzle, dizzle. F-I-F-T-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-B. We're internationally known and locally respected. Now I know you done heard about me. F-I-F-T-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-B. Eu m-am dus și am zis, măi, om bun, fii amabil, te rog frumos, de ce vorbești atât de urât? Ce este fete? Yo, that shit is crazy, who kid? Rewind that, play that back. Voi, eu recunosc, erau frumoase. Frumoase fete. Nu, pe și eu, ca, na, ca orice băiat. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a blunt up out of me. I drive a Cadillac, wear a perm, cause I'm a G. And I'm a motherfucking CRIP.